A nici eu odată? Păi, dacă era la tu sărma mașina și pe tine cu găste plasme. Ia, pune-i la curul. Hai, să vedeți cioata de unde o tăiat. Da, din bord. Oamenii violenți. S-ar cu toporul la bătaie. Pădurarul i-a găsit pe cei doi la furat de lemne în pădure. I-a întrebat ce fac, moment în care cei doi au devenit violenți. Femeia l-a atacat prima pe pădurar cu parul. În timp ce silvicultorul se apăra de aceasta, fostul soț al acesteia s-a urcat în autoturismul pădurarului și pentru că a găsit cheile în contact, a încercat să plece. Pădurarul a alergat înspre mașină și a încercat să-l scoată pe bărbat de acolo. Agresorul a coborât cu un topor și l-a lovit pe pădurar cu muchia. Așa. Da, filmează, n-a să-i la bătaie la mine, porcule. Du-te cu mașina, du-i-o! Ce vrei, ce ce faci, mă? Tu ești la mine peste volan? Aoleu! Aoleu! Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în timpul executării serviciului, pădurarul a surprins două persoane, un bărbat și o femeie, care tăiau copaci în apropierea unui drum forestier, iar după ce au oprit mașina și au coborât, declinându-și calitatea, cei doi au devenit violenți, amenințându-l cu un topor, după care, profitând de faptul că victima s-a îndepărtat, suspecții s-au urcat în autoturismul acestuia și au plecat. Pădurarul a fost pur și simplu fugărit cu toporul de bărbat, după care cei doi hoți i-au furat mașina. Bărbatul a anunțat imediat poliția. Oamenii legii au găsit autoturismul abandonat pe drumul județean 208D, iar în apropiere au fost găsiți agresorii, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 48 de ani, ambii din Suceava. Asupra bărbatului, polițiștii au găsit cheia autoturismului pădurarului. Meseria de pădurare este o meserie foarte frumoasă. Este o meserie curată, numai că atunci când unii oameni nu înțeleg această meserie și nu înțeleg că acest personal silvic apără pădurea, se poate transforma și într-o meserie periculoasă. Au mai fost incidente de genul ăsta? Au mai fost. Anual avem cazuri de ultraj. Ele sunt trimise spre cercetare parchetului și țin legătura cu instituția statului pentru acești cetățeni recalcitranți să fie pedepsiți. Cei doi foști soți au fost arestați preventiv pentru 29 de zile.